mulțumim că ați venit aici. Până acum câteva zile am fost unul dintre candidații la o funcție în Consiliul de Mediere. Astăzi nu mai sunt candidat pentru că dosarul meu nu a fost acceptat. De ce nu a fost acceptat? Una dintre condițiile pentru validarea dosarului a fost și aceea prin care trebuia să fac dovada apartenenței la o asociație profesională. Asociație profesională care este organizată conform legii 26 din 2000. Deci cumva niște entități private. Ordonanța 26. Ordonanța, da. Ordonanța, a spus lege? Da. Da, e ordonanța 26. Știți despre ce vorbesc. Ok. Asociațiilor și fundații. Exact. În legea noastră, legea 192 de 2006, există o prevedere la un articol care spune că mediatorii se constituie în asociații. Ei, cei care au condus Consiliul de Mediere au înțeles că această constituire în asociație este o obligație. Ori, conform Constituției, asocierea este un drept, o libertate și nu o obligație. Articolul 40 din Constituție spune clar că oricine se poate asocia în partid de politice, în corpul profesional, în brezne. Ok. Problema este că noi am interpretat-o, noi, ca corp profesional, ca o obligație. Astfel că, în momentul autorizării, un mediator trebuie să facă dovada că a făcut o cerere de înscriere într-o asociație, o cerere aprobată. Mai departe, în momentul în care se organizează alegeri, astăzi, de exemplu, trebuie să facem dovada că suntem asociați. Mai mult decât atât, există un tablou, o publicitate oficială a noastră, așa zic, numitul tablou al mediatorilor, unde sunt două secțiuni, una secțiunea mediatorilor activ și una inactiv. La cei activ sunt undeva în jur de 6805. În partea cealaltă cu inactivi, cei care nu sunt asociați, deja au fost trecuți în partea inactivilor, avem undeva 1200 de mediatori. Nu-mi voie să puteți faptul că cei 6805 care sunt activi sunt mediatorii cu drept de vot la aceste alegeri. Exact, cu drept de vot. Ei, ce se întâmplă în situația în care acei mediatori care nu sunt asociați nu pot vota? Ce se întâmplă cu candidatul, de exemplu, eu, ca să intru în concret, la dosarul de depunere a candidaturii, am înțeles să nu depun acea aderență, pentru că trebuie să respectăm un principiu din Constituție, un principiu al asocierii, al liberei asocieri. Pentru că așa se înțelege în ziua de azi, că noi, de fapt, trăim după un cod sau roman, unde am introdus idealul Revoluției franceze, egalitate, fraternitate și libertate. Ok. Asta, de fapt, asta înseamnă Constituție modernă. Dreptul roman, care am introdus acele principii de la sfârșitul secolului XVIII. Ce se întâmplă în condițiile în care noi suntem forțați să ne asociem? Pur și simplu încălcăm legea fundamentală, încălcăm niște drepturi constituționale. S-a mai întors cadrul.